Florin Cărciumaru spune că UAP Târgu Jiu s-a grăbit când a decis să-l sancționeze pe sculptorul Paul Popescu. Trebuie să fi făcut o analiză mai amănunțită, nu cunosc motivele, nu cunosc ceea ce se întâmplă în interiorul acestei asociații, dar părerea mea că trebuia să analizeze mai mult, pentru că Paul Popescu, din punctul meu de vedere, este un artist bun. Cărciumaru nu a ratat nici ocazia de a-l urechea pe finul său, Adrian Tudor, că a fost complice la această decizie. La fel și directorul centrului Constantin Brâncuș, Doru Strâmbulescu. Știți dacă a participat și viceprimarul Adrian Tudor? Nu știu, mai mult decât este scris în presă. Dacă a participat, nu a făcut bine, pentru că dumnealui nu trebuia să fie prezent la o asemenea întâlnire, lucru pe care l-am reproșat și de dimineață și, bineînțeles, că aceeași discuție am avut-o și cu Doru Strâmbulescu, la fel că nu trebuia să se ducă la o ședință, la o analiză a activității unui membru al Uniunii Artiștilor Plastici, pentru că, din informațiile pe care le am, dumnealui nu face parte din această Uniune. Paul Popescu a fost suspendat săptămâna trecută pentru că și-a exprimat public părerea despre neregulile din cultura gorjeană. Picătura care a umplut paharul a fost când artistul a spus cât de mult afectează opera cu ele bătute în poarta sărutului de la Târgu Jiu. Deci atât vă pot spune. Prezentă dumneavoastră în spațiu public unde numai de bine nu vorbește pe cineva. Bine, nu uită să se vorbească de bine pe domnia sa. Asta nu uită niciodată. Dar aici e o chestie internă. Vă spun, prea multe lucruri nu pot să vă detaliez pentru că nu lucrurile sunt constatate aici. Deciziile se iau la București. Cei de acolo, este o comisie de onoare și arbitraj, se numește. Și cei de acolo din conducerea, din această comisie, vor analiza ceea ce reclamăm noi și îi dau decizia. Noi am constatat niște lucruri care aduc atingere membrilor filialei Târgu Jiu și conducerei filialei, precum și partenerilor, pentru că UAP are nevoie de parteneri și dumnealui nu face altceva decât să demiteze și să dinamiteze această colaborare între UAP Târgu Jiu și instituțiile publice. Are o propunere de, nu de excludere, de suspendare. Deci este o propunere de suspendare pe un an. Prin această decizie, Gorjul demonstrează încă o dată că a rămas ancorat în comunism și la aproape 3 decenii de la Revoluție.